O companie bine organizată este o companie eficientă, iar cifrele vorbesc de la sine. Piața de IT din România a crescut simțitor în 2018. Foarte multe orașe au profitat de externalizarea serviciilor companiilor multinaționale în România și, iată, Cluj, Iași, București și Timișoara au deja mii de angajați în zona aceasta de IT foarte bine plătiți. Și Constanța începe să prindă trendul, se vorbește despre Smart City și despre numeroase facilități acordate investițiilor în zona de IT. Dacă vorbim despre software, anul acesta a mers foarte bine piața din zona de software service. Piața hardware a fost în creștere și se raportează creșteri de vânzări pe servere, calculatoare, laptopuri și tablete. Se constată o tendință de creștere de asemenea în zona de mobilitate și aici vorbim de smartphone. Mari producători de telefoane au scos modele noi care au avut vânzări foarte bune. Pentru anul 2019, companiile speră ca legislația actuală care prevede facilități pentru angajare de personal specializat în zona de IT să se mențină. Sunt foarte multe joburi în domeniu, iar salariile sunt atractive. De asemenea, directorul de la Crucial System Services și-ar dori ca și partea de e-learning să se dezvolte. Astfel, elevii să poată învăța cu ajutorul tehnologiei digitale.